Bună seara, dragi telespectatori! Vă spun ca de obicei din platoul televiziunii direct din Galați. Astăzi îl avem ca invitat doar pe domnul primar din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, din Basarabia, domnul primar Nicolae Calaigeoglu. Bună seara, domnul primar! Bună seara! Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Bine ați venit la noi în studio, la noi în țară. Și dumneavoastră vă mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare plăcere și vă mai așteptăm și la emisiuni viitoare. Astăzi vom dezbate puțin ca o continuare a emisiunii trecute în care l-am avut invitat pe Dinu Gându. Vom dezbate puțin situația din Republica Moldova, din Basarabia. Și la ei ca și la noi urmează alegeri. Apele sunt destul de învolburate. Aceste alegeri vor decide soarta Basarabiei, ori alături de frații români, ori alături de stăpânitorii străini. Și în partea a doua a emisiunii vom vorbi și despre satul Alexandru Ioan Cuza, sat care se pregătește de sărbătoare, și despre proiecte și despre oportunitățile pe care le oferă acest sat. Domnule primar, cum comentați evenimentele din Republica Moldova? Începe campania la dumneavoastră în țară sau în provincie, ca să spun așa, că eu nu văd Republica Moldova ca pe o țară separată de noi. Sunt o serie de candidați, unii pro-România, unii pro-stataliști, unii pentru interes și alții pro-Rusia. Da. Ce părere aveți despre fiecare așa și cam care ar credeți că ar fi drumul Basarabiei? Deci dumneavoastră ați urmărit și aici în România, iar noi acolo sigur că sunt cei care suntem direct implicați în pregătire de campanie, de alegerile care vor avea loc, alegerile președintelui, care vor avea loc pe data de 30 octombrie. Acum s-au avut loc deja lansările, deci în campanie electorală, și toate formațiunile politice, sigur că s-au manifestat, s-au organizat campaniile acolo unde au socotit dânșii de cuvință. Eu, ca primar din satul Alexandru Ioan Cuza, sigur că și eu aparțin de o formațiune politică, nu este niciun secret aici. Da, nu e. Deci este partidul sunt două soluții, european. Ori independenți, ori suntem membri ai unui partid. Ori independenți, ori suntem. Dar, deci așa a fost în campania electorală, eu am fost susținut de Partidul Popular European, unde președinte este domnul Iurie Leancă. De aceea, sigur că în această campanie electorală, sigur că eu susțin președintele formațiunii respective, din care fac parte și eu. Iar lansarea am avut-o acum, duminica trecută, în sala de orgă din Chișinău. Ceilalți pretendenți, ceilalți, deci sunt diferiți, într-adevăr, cum ați vorbit și dumneavoastră, că unii se axează pe o direcție, deci mai mult spre est, adică spre Rusia, iar ceilalți sunt mai mult cei care, deci, tindem spre relațiile de frăție cu România. România care este, de fapt, țara noastră. Deci noi este țara cu care noi ne mândrim. Deci Republica Moldova a apărut, se știe, în urma ocupației sovietice, artificial, artificial, așa cum și scriitorul Strâmbeanu a vorbit duminica trecută la lansarea și mi-a părut foarte bine când a zis noi știm care și cum a apărut acest stat. Noi avem țara noastră, noi avem neamul nostru, noi avem România, este țara noastră. Iar asta, statul Republica Moldova a apărut, să știi, în urma deci celui de-al doilea război mondial, când Uniunea Sovietică semnează cu Germania tratatul, deci pactul Ribbentrop-Molotov și alte, deci era la clauze secrete anexarea Basarabiei. Da.
Deci asta a fost să se întâmple, s-a ajuns așa, dar oricum noi suntem o națiune, suntem un neam, o cultură, o limbă și acum chiar dacă pe undeva cineva încă nu destul încă conștientizează lucrul ăsta, da, mai sunt încă cei care deci sub influența ideologiei sovietice în perioada sovietică, noi știm că în manuale, în literatură se vorbea, când se vorbea despre România, se vorbea că România este țara care a ocupat în Sarabia, care a ocupat poporul moldovenesc. Da, da. Ei inventaseră înainte de al doilea război mondial. Deci nu spuneau că ei sunt acei ocupanții, că ei au ocupat Basarabia. Da, spuneau invers, deci scriau și predau și în școli și în deci instituțiile de învățământ, așa era. Deși Basarabia în momentul ăla după al doilea război mondial era în plină foamete. Era foamete organizată. Da, într-adevăr, dar oricum astăzi trebuie să noi suntem aceia care trebuie să contribuim cât mai mult la aceea ca să-l aducem pe cetățean, mai ales pe generația care, deci tânăra generație care este, se educă acum în școli, în licee, la noi în Republica Moldova. Și într-adevăr vreau să zic că dacă facem o comparație între cei care, generația care crește acum și generația trecută, sigur că noi vedem că tinerii elevi, viitori cetățeni cunosc mult mai bine realitatea istorică, pentru că li se predă așa cum a fost, așa cum adevărul istoric. Adevărul istoric, da. De aceea noi credem și sperăm în această generație nouă care este în creștere. Cât privește deci instituțiile de învățământ, ele sunt acele centre care joacă un rol mare în ceea ce privește conștientizarea, pregătirea deci viitoare generații și cunoașterea istoriei reale, într-adevăr, cum a avut loc, ce s-a întâmplat, cum în rezultatul căror evenimente istorice s-a produs și s-a rupt o parte din teritoriul deci a statului român. Deci acum Basarabia sau Republica Moldova nu este completă, având în vedere că două părți sunt pe la vecini. Da. Sunt o parte, deci oricum o parte este la Ucraina, știm, care aparține de regiunea Odessa, sunt raioane care le cunoaștem, deci Reni, Ismailul și alte raioane. Deci oricum nu este în întregime, așa cum era. Nu este, cum era, sigur, dar pe asta a fost tactica, dezbină, amestecă și stăpânește. Da. Basarabia, deci, de fapt, este Moldova, pentru că Basarabia, deci, știm că a apărut denumirea asta de Basarabia în 1812, atunci când este anexată deci teritoriul s-a preluat numele de la Nicolae Basarabia 1812 și tratatul de pace de la București. În urmă, deci teritoriul care de Rusia țaristă și i-a zis Basarabia. Dar mă rog, asta este acum noi trebuie să facem cât mai mult și ca să aducem cetățeanul să înțeleagă deci realitatea istorică, ca numai așa noi putem să ne apropiem de ceea ce ne dorim noi, că oricum Basarabia este teritoriul al României. Este teritoriul rupt de la România. Prin ocupațiile, sigur că care începând cu 1812, iar mai departe, deci în rezultatul celui de-al doilea război mondial, ocupația sovietică, care urmează și iată că în urma destrămării unui sovietic când cade deci
Imperiul Sovietic, apare un stat, Republica Moldova. În urma, s-a ratat șansa reunirii. Da, șansa reunirii a fost scăpată. Atunci a fost un moment Atunci se puteau recupera și teritoriile de la ucraineni. Da. Atunci era momentul mai potrivit și era mai... Eram mult mai aproape de... Pentru că știm care a fost... Deci apropierea foarte bruscă atunci, mișcarea de eliberare națională din jumătatea anilor 80, podul de flori, deci toate astea ne-au apropiat cu mult cetățenii de rând și vizitele care au fost făcute în urma, deci trecerea la podul de flori, atunci cu podul de flori, trecerea pe de o parte, cetățenii au trecut din România, au trecut peste Prut în parte cei la Republica Moldova. Iar după ce un al doilea pod de flori, când trec cetățenii din Republica Moldova și vin fără vize, fără nimic, fără pașapoarte, trec pe partea asta, dincoace, spre Galați. Deci evenimente care ne vorbeau atunci, ne spuneau că într-adevăr atunci noi eram foarte aproape de a rezolva problema asta de a reveni, de a ne întregi, reîntregi. Iată cam în ceea ce privește Basarabia, deci și revenirea, noi credem că acest proces oricum va avea loc, de vreme sau mai târziu, dar noi trebuiește să o spunem așa clar și limpede, așa, eu de ce și am spus că deci cei oameni de ilustri, oameni de cultură, de scriitori, poeți, intelectualitatea, cum a contribuit așa și astăzi joacă un rol foarte mare în ceea ce privește deci realitatea istorică și că cine sunt moldovenii, cum se spune acolo, moldovenii, da, moldovenii sunt deci români, apartenența la neamul român și lucrul ăsta trebuiește de adus, de argumentat, pentru că mulți încă sunt care nu înțeleg de ce moldovenii sunt români. Și atunci, sigur că apar discuții și încercăm ca să le explicăm, ca cetățeanul să înțeleagă de ce noi moldovenii suntem români. Și avem aceeași limbă, avem aceeași cultură, teritoriu cu un teritoriu comun. Deci noi, eu personal vorbind despre localitatea mea, nu odată din satul meu, în Alexandru Ancuza, nu odată discutăm problemele de apartenență, deci că satul, într-adevăr, pe timpul lui Cuza a aparținut României, iar mai târziu României Mari. Alexandru Ancuza, noi ne mândrim cu această localitate, într-adevăr, și numele pe care o purtăm noi, cetățenii acestui sat. De aceea, iată, cam în ceea ce privește Basarabia, în ceea ce privește alegerile care vor avea loc. Deci, dumneavoastră, de acum știți că, pe de o parte, este candidatul de la Partidul Socialiștilor, domnul Dodon. Deci, avem alți candidați și vreau să vorbesc despre candidații care sunt pro-europeni, pro-români și printre care sunt și Partidul, zicem, Popular European, Partidul Liberal, Partidul Democrat, care se dă tot drept partid european, drept că mai puțin aud că este un partid pro-român. Și multe alte formațiuni politice și alți candidați care candidează la funcția de președinte în stat. Pericolul este cel mai mare ca cetățeanul Republicii Moldova să înțeleagă că aceste alegeri totuși poate aduce niște schimbări serioase, dacă singuri nu vom conștientiza și nu vom înțelege că pericolul există. De aceea, ca să nu ne abatem de la cursul european, noi suntem țară asociată acum la Uniunea Europeană, stat asociat la Uniunea Europeană,
Și dacă lucrurile se vor schimba, atunci sigur că noi vom merge iarăși, vom bate pasul pe loc și nu se știe pentru cât timp încă. De aceea noi trebuie să facem tot posibil ca în perioada de campanie electorale, deci cei care suntem pentru Uniunea Europeană, pentru relațiile cu România, pentru integrare, pentru reunificarea statului român și sigur că lucrul ăsta face ca noi să ne axăm cât mai serios în campanie electorală și să aducem cetățeanului deci cuvântul care îl convinge că da, iată, noi suntem acum la un pas de un pericol serios. Dacă nu vom vota, deci candidatul, candidații, să zicem, pro-europeni, atunci putem ajunge deci, la o întorsătură radicală care ne va arunca înapoi iarăși. Și atunci pierdem iarăși un timp îndelungat din cursul nostru, dar cursul nostru real, care ar trebui să fie înțeles de către toți cetățenii că noi, odată ce am semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană, deci trebuie să fim serioși și să ne ținem cuvântul și de ce e că noi, într-adevăr, am acceptat acest curs. Asta ar trebui să fie pentru, înțeles pentru toate formațiunile politice, de fapt. Pentru că în România, când s-a pus problema deci aderării la Uniunea Europeană, atunci toate formațiunile politice, după cum știu eu, au fost pentru aderare la Uniunea Europeană. Da. Când în Republica Moldova, acolo în Basarabia, lucrurile nu stau chiar așa. Deci acolo sunt formațiuni politice care își doresc alt curs. Deci curs... Vor Uniunea Euroasiatică, da. Uniunea Euroasiatică. S-a văzut și când a venit Vladimir Voronin la putere în Republica Moldova. Anterior lui se desfășurase o reformă administrativă, în sensul că trecureți la județe. Da. Și după ce a venit acest om la putere, a fost contrareforma administrativă și din nou ați fost împărțiți pe raioane cu două regiuni autonome, mai mult sau mai puțin, aveți Găgăuzia și Transnistria. Aveți persoanele care încep să vadă adevărul istoric, în schimb vedem că străinii nu știu adevărul istoric. Și cum comentați incidentul acela al ambasadorului american la Chișinău, James Petit, care a spus că Moldova este separată de România, este un popor de sine stătător și are altă direcție. Bine, eventual omul și-a schimbat părerea mai spre seară când a primit câteva mii de cărți cu istoria României la ambasada acolo. I-au dat să lectureze. De ce credeți că străinii, adică actorii principali din momentul celui de-al doilea război mondial, americanii și englezii, consideră anexarea Basarabiei ca o înțelegere de fapt și nu ca o amenințare? Și de ce credeți că ei încă consideră Moldova un popor separat, o țară separată față de România? Bine, dacă aș vorbi despre diplomatul american, nu cred că deci asta este, bine, oricum, o persoană oficială, cum ar fi, este diplomat. Este un diplomat, deci, diplomat care trebuie să se intereseze atunci când face câte o declarație. Dar nu cred că, nu cred că asta este, deci, o, zicem, ceva care... Statele Unite Americii, deci stă pe poziția asta și toți în Statele Unite Americii sunt de acord cu ceea ce a spus, zicem, ce a vorbit diplomatul american. Nu, dar mi s-a fi părut normal să-l retragă, să-l schimbe direct. Dar eu cred că, poate că, mă rog, poate nici n-a avut toată informația și eu știu, poate nici nu, cu toate că fiind diplomat, sigur că
nu poate să nu știe, deci... Te duci într-o țară, te interesezi de ea, exact, nu te duci într-o țară, da, într-un sat fără câini și nu știi ce nu e cu pot satul. Acum, n-aș vrea să-i dau apreciere diplomatului american, dar aș vrea să... Asta e bine, ține de dânsul ca diplomat. Da, să se intereseze, să cunoască adevărul. Eu altceva aș zice că mult depinde de noi înșine. Deci cum noi conștientizăm, cum noi înțelegem, cum noi suntem acei care știm că noi suntem români, basarabeni din partea aceea, cetățeanul de acolo, noi suntem români, țara noastră este România, patria noastră de unde noi provenim, de unde noi am fost un stat, noi împreună am creat statul ăsta. Deci Alexandru Ancuza, care a fost acel primul domnitor ales la Iași, după ce a fost ales și la București domnitor și face prima unire, sau zic cum prima zicem, unire marea, a unui mică domn unire ales, că da. Și Mihai Viteazul a făcut marea unire, da. Prima unire a tuturor românilor, aproape da. A tuturor românilor. Da. Și noi știm că atunci și s-a, în urma, când Alexandru Ancuza devine domnitorul Moldovei, mută după ce este ales și domnitorul, deci țării românești, este ales la București, domnitor, mută capitala de la Iași la București. A renunțat Iașiul, da? Dar s-a gândit da. Mai întâi la Focșani și apoi la Galați. Da. Au vrut să da. Mute capitala și la Galați. Da. După cum știm, Galațiu era cel mai cunoscut la vremea aia în orașul da. dintre cele două principate și după ce s-au unit principatele, la fel, Galațiu era mai cunoscut decât restul datorită da, comerțului da. Care se făcea în zonă. Dar eu cred că nu trebuie să ne pară rău că Bucureștiul a devenit capitala. Nu, nu este, nu suntem separatiști, nu ținem da. Chiar să aducem da. Capitala neapărat la Galați. Putem fi o capitală culturală, un oraș da. Economic, putem noi, fi orice. Noi sigur că ne mândrim cu Galațiu, că noi suntem de aici, suntem din zonă, suntem cei mai aproape. A aparținut satul și cel mai mare oraș aici, de unde suntem. Noi sigur că ne mândrim cu Galațiu, sigur, oricum. Și... sigur că istoria deci a mai demonstrat nu odată că românii de pretutindeni sunt uniți și ei vor fi uniți. Chiar dacă deocamdată ne despart o graniță de falsă trasă de falsă, da, sau, doi dictatori. Da, și încă mai sunt printre șefii de state sau cei care sunt la în eșalonul de sus a conducerii, zicem, de conducerea de vârf a statului, mai sunt din acei care nu vor să fie de acord cu le este cu teamă că își pierd banii, își pierd privilegiile. Da, 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 asta aici e. Este problema. Da. Bun, satul neastră se va pregăti de sărbătoare. Oamenii trebuie da. Să știe că în timpul României Mari, când au existat ținuturile, satul Alexandru Ioan Cuza a făcut parte din ținutul Galați, deci asta este încă un motiv care ne leagă, încă un catalizator. Preotul dumneavoastră din sat, am înțeles că este gălățean. Da, da. La recensământ, 99,9% dintre cetățeni s-au declarat români da. în satul dumneavoastră. Spuneți-ne despre sărbătoare și apoi să vorbim și despre oportunitățile din sat și ce oferă satul. 450 de ani totuși este o dată. Sigur, o dată importantă și este mileni. Și o și este ani. Deci 450 de ani. Da. Deci este o istorie. Deci intrăm în noi suntem în aproape de data când am numit-o noi ca să sărbătorim această deci importantă zi de 450 de ani de la fondarea localității, de la fondarea satului Alexandru Ancuza. Un sat care s-a slăvit întotdeauna și în sudul Basarabiei, deci s-a evidențiat față de multe alte localități ca un sat de o cultură deosebită. Aici și școala, liceul de astăzi, liceul teoretic Alexei Matievici,
vreau să spun, cu o istorie bogată, într-adevăr, care are peste 170 de ani. Noi ne mândrim cu colectivul de aici, colectivul profesional din liceul teoretic de aici, din sat. Este un colectiv. Mâine profesorii din Republica Moldova vor sărbători ziua profesorului și sigur că folosindu-mă de faptul că sunt aici, sigur că eu le aduc cele mai mari felicitări cu această zi. Le doresc multă sănătate, să reușească și în continuare și să facă cât mai mult. Și pentru educarea și pregătirea viitoarei generații. Mâine, sigur că voi merge și eu acolo în liceu, ca să-i fericit acolo în colectiv, în liceu. Satul întotdeauna s-a slăvit prin mai multe, deci și vreau să spun că școala, de fapt, și satul a pregătit o întreagă generație, nu o generație, dar mai multe generații din care au plecat în toate colțurile, zicem, țării. Astăzi sunt și în România, în Republica Moldova, nu mai vorbesc, dar din sat sunt o mulțime de specialiști din diferite domenii care activează și luptează, sunt în mai multe sate, aproape în toate sate, cred că în toate satele, nu există sat în Republica Moldova unde nu ar fi din cei care au provenit din Alexandru Ancuza. Deci diaspora noastră este bogată, este mare. Ne mândrim cu asta și acum vom invita pe toți cetățenii noștri care unde nu s-ar afla să vină de ziua când vom marca ziua această dată, da. Ziua deci sărbătoare de 450 de ani de la fondarea localității. Satul și-a păstrat caracterul românesc. Da. Deși pe parcurs i-a fost schimbat numele, s-a numit, din câte știu, și Hagi Abdul, da. Și Suvorov, cu zavodă, da, chiar, și s-a chiar, venit chiar, la chiar dacă, această chiar dacă denumire. S-a schimbat denumirea, deci a avut-o până în deci 91, deci s-a numit Suvorov, în 91, a revenit iarăși la Cuza, pentru că s-a numit Cuza Vodă. Noi am revenit. Da, revenit, i-ați acordat numele întreg Alexandru Ancuza. Așa cum este numele adevărat, deci Alexandru Ancuza. Noi avem Cuza Vodă în municipiul în județul Galați. Da. Avem un sat Cuza Vodă desprins și s-a făcut comună. Uh-huh. La noi e o mică diferență între administrații. Sunt sate cu primărie, dar de fapt ele sunt comune cu un singur sat. La dumneavoastră, în schimb, primarul poate fi și primarul unui sat. Da, deci sunt și sate, ultima unitate administrativă care poate avea primar este satul. La noi, mai multe sate sau un singur sat formează o comună cu primar. Este și la noi așa ceva. Sunt, știu, dar sunt, da. Și de obicei, sunt unde e un singur sat cu sat comună, la noastră se numește sat. Deci, alături de la Vulcănești este satul Găvănoasa, deci comuna Găvănoasa, pentru că acolo sunt trei sate. Exact. Și este primarul, este primarul comunii Găvănoasa. Exact. Da, pentru că acolo sunt trei localități. Deci înseamnă că nu se numește comună cu un singur sat. Primărie. Și atunci sunt, deci fac parte din comuna Găvănoasa. Noi care, deci decât satul Alexandru Ancuza, nu mai este niciun alt sat care ar face parte din... Da, sunteți despărțiți, da. Între... Deci, Alexandru Ancuza și restul raionului Cahul, da. Este Găgăuzia. Da, un singur sat, deci Alexandru Ancuza este satul cu primăria Alexandru Ancuza. Bun, satul, da. Eu fiind acolo, am văzut până să ajungeți primar ce realizări, între ghilimele să spun așa, au avut predecesorii dumneavoastră. Ați venit la primărie și iată că prin câteva vizite și câteva clipuri ce am filmat noi și ce ați schițat dumneavoastră, ați rezolvat și problema unui pod peste un râu, un pod circulat.
Satul Neastră este... Asta a fost o prima, a fost primul prima realizare. Lucru, prima realizare. Deci care l-am făcut la începutul mandatului. Imediat, deci în câteva imediat, luni, da. A fost realizat, refăcut da. Podul, care oricând reprezenta un pericol pentru da, viața da, celor care îl traversau. Și filmul pus de mine pe internet, văd că a ajuns și în conducerea superioară a Basarabiei, de s-au acordat fonduri. Da. Aveți o gară, o cale ferată care duce la Galați, pe la Reni. Da. Aveți un azil de bătrâni, aveți liceu, 3 grădinițe, casă de cultură, parcuri, un loc pentru stadion, un stadion, aveți multe clădiri părăsite, încăperi pe care pot fi atractive pentru investitorii străini sau români, aveți și centru de medici de familie, ceva ce nu vezi în toate statele Basarabiei, aveți un mare teren intravilan, gaze, electricitate, bibliotecă. Da. Acum, știu că aveți foarte multe proiecte în derulare, vă chinuiți de mult să faceți canalizarea și apa, apeductul, cum se spune. Vreți un complex sportiv pentru tineri, iar grădinițele, una sau toate, au fost reabilitate de către Guvernul României. Deci o grădiniță a fost reabilitată până finanțare de la Guvernul României. Bine, celălalt, o grădiniță din 3 grădinițe, deci una este închisă, deci vom avea doar 2 grădinițe. De ce am închis-o? Pentru că acolo sunt doar 22 de copii și nu putem ține... Nu avea rost, da, este un lucru normal și grădinița poate fi convertită în altceva. Da, am organizat transportul împreună cu transportul de care dispune liceul și transportăm copiii deci de la grădinița cei din liceul parte. Este de la clasa 1 până între 12. Da. Deci 12 ani, copiii își petrec... viața cu aceiași profesori, cu aceiași învățători, simt prietenesc, devin un nucleu. Iluminatul public, cimitirul, podurile, stadionul, străzile din sat, gara care poate fi un simbol al satului, este poarta de intrare, poarta feroviară. Aveți multe de reabilitat și totuși bani foarte puțini. Ce faceți? Cât vă străduiți? Că am înțeles că vă plimbați și vă chinuiți să aduceți bani în sat. Da, dumneavoastră câte ceva cunoașteți din întâlnirile pe care le-am mai avut și am mai venit la unele emisiuni aici la Galați și am mai vorbit despre deci începutul mandatului meu. Acum n-am să vorbesc ce a făcut, zicem, președintul. Ce a făcut sau ce n-a făcut. Să vede în sat. Bine, acum asta mai puțin mă interesează. Exact, mine mă interesează acum eu ce trebuie să fac. Eu cât pot să fac. Eu ce îmi doresc. Asta este foarte, foarte important. Pentru că acum, bine, aia a rămas în urmă. Iar noi avem o mulțime de probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Cetățeanul, într-adevăr, este în așteptare. Cetățeanul vrea mai multe și vrea imediat aceste mai multe lucruri să apară, că ceea ce este sigur că e imposibil. Dar, cum ați zis, deci am început cu mai multe chestiuni, probleme care erau... probleme arzătoare care trebuia urgent de rezolvate, cum datoria de 2 milioane de lei care era o povară extraordinar de mare. 2 milioane de lei moldovenești. Da, 2 milioane de lei moldovenești. Dar pentru noi totuși... Deci, sunt foarte mulți bani având în vedere că salariul mediu e 1000 de lei sau 1500 de lei sunt salarii foarte mici. Adevăr, de 1200, 1500, 1800, sunt salarii foarte mici. Da, bine, sunt și salarii, zicem, profesorii care au 3.000, 3.500, 4.000, toți sunt foarte mici. Sau, să zicem, salariul primarilor, care este de 4.300. Deci, cam 1.000 și ceva de lei românești. Da, deci nu câștigă o sumă colosală. Asta e. Și am început, iată, am construit podul de 24 de metri care duce spre azil, peste râul Cahul. Este construit sau refăcut? E de la zero? A fost placa veche dată jos? Deci reconstruit complet. A fost reconstruit cu beton, betonat complet. Deci
acolo pericolul era mare și în orice moment trebuie să ne așteptăm. Mai ales din câte am înțeles că da. Era singura cale spre azil. Da, deci asta a fost o necesitate urgentă. Deci, asta am rezolvat-o în primul rând. După aceea m-am preocupat de, în paralel, sigur că cu rezolvarea problemei datoriei, lichidarea datoriilor, și am rezolvat și această problemă, chiar dacă banii au venit în ultima zi a anului, deci trecut în 31 decembrie, dar așa a fost și am reușit ca să salvez, pentru că eram în perioadă blocarea conturilor, reținerea de către da, pierdeați finanțarea, era ceva o ciudățenie din asta. Și nu puteam să participăm la niciun fel de alte finanțări și din cauza datoriilor care le aveam. Am participat la concursurile pe raion între localități pentru cea mai curată localitate, adică care ne-am organizat pentru deci aducerea în ordine a străzilor, gunoiștile și alte probleme. Am reușit și am ocupat locul 3 pe raion. Felicitări! Ați urcat pe podium, sigur. Da. Bine, mult sau puțin, dar este ceva. Deci, ați urnit locuitorii să iasă și cam să colaboreze reușit, pentru curățirea satului. Da. Bine, cineva îmi spunea, domn primar, păi să știți că la noi nu prea ies la curățenie. Au să iasă și să vedeți ca să facem curățenie. Și iată că ne-am organizat, am chemat... Nu poți să rămâi singurul care nu iese la curățenie până la urmă. Au venit, zic, bine, nu toți, dar încetul cu încetul vom apela la toți. În special tineretul să simtă. I-am invitat noi, i-am chemat. Dar iată că au ieșit și am făcut curățenie, da, am făcut ordine. Dar am ocupat locul 3. Sigur că nimeni nu ți-ar da oferi un loc dacă n-ai făcut... Pe ochi frumoși, da. În afară de aceasta, deci am făcut ordine pe strada centrală, toate podețele, podurile au fost reparate, refăcute, reconstruite, deci... Dacă unele dintre ele arătau jalnic. Da, au fost probleme. Au fost, da, refăcute și s-a adus în ordine toate scurgerile, podețele, podurile, așa cum am zis. În afară de aceasta, deci am adoptat un document foarte important pentru noi, pentru sat, prin decizia Consiliului Local, strategie de dezvoltare durabilă a localității. Asta încă nu e adoptată strategia, dar... Se lucrează, da, se perfecționează strategia. Am adoptat regulamentul cu privire la buna gospodărire a localității. Asta am adoptat, documentul ăsta este adoptat și el, într-adevăr, a devenit o lege pentru săteni. Da. O lege, pentru că atunci cetățeanul înțelege că intervine legea. Acum am spus, iată, documentul avem, este lege pentru toți și pentru mine și pentru consilierii care l-au votat și pentru noi toți. Toți ne supunem hotărârii de Consiliul Local sau hotărârii primarului, sigur că da. Asta e un document foarte important pe care l-am adoptat, deci și e foarte important ca noi să-l avem tot timpul pe masă și cetățeanul să-l aibă și el. Acum eu am să-l fac așa ca într-adevăr fiecare să-l aibă acasă pe masă și să știe că ceea ce e scris acolo noi trebuiește într-adevăr să îndeplinim, da. Să respectăm, da. Alte, deci ne pregătim de, și este în, aproape că este finalizat proiectul de statut al localității, noi nu avem un statut al localității și îl vom adopta, cred că până la finele anului ăsta încă voi lucra eu asupra acestui document, nu numai eu, dar și cu ceilalți activiști. Și îl vom finaliza acest document ca proiect, ca să-l punem la începutul anului viitor să-l aprobe, deci ca document de bază a localității.
Vor urma și alte, încă mai multe, deci, documente pe care, care lipsesc, care nu le avem și le vom aproba până deciziile Consiliului Local. Da, aveți lacune în legislație. Dezvoltarea infrastructurii. Infrastructura, sigur că încă lasă mult de dorit. Dar s-a reușit acum, iată, am petrecut o săptămână în urmă, licitația în ceea ce privește construcția pieductului. Într-adevăr, în sat nu este, nu avem un apă sistem. Apă curentă, dar nu aveți, tot de la fântână pieduct, se aduce apa. Și toți ce se apele din fântâni nu sunt de bună calitate, da, sigur bună că da. Calitate. Și iată că în sfârșit, deci suntem foarte aproape de a începe lucrările de construcție a pieductului. Pieductul va fi finanțat de către APASAN Elveția. Da, aveți fonduri de preaderare oferite de elvețieni, da, de norvegieni, da, de Elveția și luxemburghezi și mai departe. Finanțare Austria. Da, dar, deci, APASAN Elveția. Mâine, de cum plec la Chișinău, că suntem invitați acolo, licitația a petrecut-o, sigur că au venit reprezentanții de la APASAN, comisia care a fost creată, și licitația s-a petrecut în sediul primăriei, unde au participat cei 7 doritori de a participa la construcția pieductului. Din 7, sigur că va fi desemnat unul singur. Care e criteriul dumneavoastră? Cel mai mic preț sau raportul calitate-preț la ceea ce oferă? Raportul calitate-preț, asta nu înseamnă că nu tragem atenție și la preț, dar nici într-un caz nu poate fi deci nu poate veni cineva cu un preț foarte mic și cu materiale de proastă calitate. Atunci, investiție făcută degeaba, da. N-ar fi de înțeles cum poate el să facă cu un preț, zicem, de două ori mai mic decât... Doar cu proastă calitate, da, sigur că da. Doar cu proastă calitate. Nu, deci prețul poate fi o diferență doar foarte mică. De prețul, zicem, de 10.800.000, zicem... Face cu 10 milioane jumate... 200-300.000, acolo, da, asta, da. Nu poate să iasă nici el în pierdere și nici... Sigur, da. Sigur. În afară de asta, deci după ce vom ajunge, deci acum eu am adus câteva proiecte și le-am lăsat aici la Euroregiunea Dunăre de Jos și voi mai aduce niște proiecte, lucrăm asupra altor proiecte pentru că vrem și un pavilion de vară de cultură, vrem și un parc de odihnă pentru copii, vrem amenajarea unui parc cu stadion, unui complex sportiv, un complex sigur, sportiv, da? Deci un mini teren de fotbal artificial cu multifuncțional care ne-l dorim și încercăm ca să-l realizăm cât se poate, poate că până în primăvară, până în vara anul viitor să-l avem de cum a poate facem construit. Un meci de inaugurare între Gălățeni și Buzeni. Da, sigur, la deschidere, la inaugurare și când să le inaugurăm cu o competiție amicală, da, o competiție amicală. Amicală, da, sigur. Vorbiți-ne puțin, da, că în curând se va termina emisiunea, vorbiți-ne puțin despre sărbătoare, ce veți petrece pe 23 octombrie și pe cine invitați? Da. 23 octombrie este ziua când noi vom sărbători cei 450 de ani a localității, 450 de ani de la fondarea localității, cum este formată o comisie, 17-18 grupuri, acum care fiecare are obligațiune să aibă în ceea ce privește pregătirea de sărbătoare. Da, ați trasat sarcinile. Ce vom avea? Sigur că partea oficială, delegații și invitații care vor veni de pretutindeni, de la conducerea raionului, din Chișinău, oaspeții noștri de la Galați pe care îi invităm, din județul Prahova pe care îi invităm, îi vom invita și pe cei din județul Constanța, vom avea și un colectiv și oaspeții, un colectiv artistic din orașul Reni, Ucraina. Vom avea și un colectiv artistic în afară de, sper, de deci oficialitățile din Galați, care să fie prezente la deci, sărbătoarea noastră și așteptăm cu mare plăcere. După partea oficială,
vom avea concerte, toate colectivele, trei colective care își vor susține spectacolul. Deci da. Spectacolul, da, din colectivul artistic din Galați, colectivul artistic din Reni, ai noștri de la Casa de Cultură, deci Mugurel, cum i-am zis noi, cu care am fost la Prahova, deci Prahova iubește Basarabia, la festivalul de acolo, din la Prahova, din Ploiești. Și după aceea vor urma mai multe concursuri. Deci concursul producătorului de vin în gospodăria casnică. Facem un concurs. Și da, mergem la degustat. Mergem la degustație, da. Cu numarea respectivă a unor diplome, deci pentru locul 1, 2, 3. Un concurs unde elevii de la școală vor desena și care, sigur, concursuri că, pentru diferite vârste, afară, da, dacă, da, probabil afară, dacă vremea va ține cu noi, sau în interiorul... Da. Vom face și niște expoziții a producătorilor de pe loc, pe care îi avem. Și să le dăm spațiu ca să prezinte... Standuri, deci, sigur că da, da, sigur că aveți livezi, aveți da, vii, aveți un teren arabil da, foarte mare. Producători de vin, vin îmbuteliat, vin vrac, struguri care se cultivă, deci se produc ca materie primă. Avem deci două întreprinderi puternice care produc și au agroviitera, deci care are 250 de hectare și vinăria Bostovan cu 500 de hectare. Va fi o sărbătoare da, frumoasă. Încerc scuze că vă întrerup, se va termina emisiunea, suntem aproape de final. Sperăm să ajungem cu cea mai mare plăcere la dumneavoastră la sărbătoare. Sunt convins că va ieși ceva frumos, la fel ca și întrecerea sportivă de acum câteva luni. Un mesaj de încheiere pentru telespectatorii noștri fideli? Da, eu sigur că mă bucur și îmi pare bine că sunt prezent aici la televiziunea dumneavoastră. Eu le doresc tuturor cetățenilor gălățeni, în primul rând a municipiului Galați, din întregul județul Galați, realizări cât mai bune și cât mai frumoase. Noi, sigur că ne orientăm și privim la România foarte atent cum decurge cursul de mai departe de dezvoltare a țării, deci a statului român, pentru că pentru noi e important mult cu asta aceea, dacă România progresează cât mai mult, deci este o bucurie și pentru noi. Noi ne mândrim cu România întotdeauna. Le doresc tuturor cetățenilor multă sănătate, bucurii, realizări cât mai bune și să poftiți, veniți în vizită și în partea cei de Prut. Vă așteptăm și la sărbătoarea de 23, când vă sărbători 450 de ani. Iată cam... Un mesaj frumos. Sper să se uite cât mai mulți gălățeni și să vină. Este foarte aproape satul Alexandru Ioan Cuza. Se trece doar cu buletinul în Basarabia. Vă mulțumesc că ați fost, că ne-ați urmărit emisiunea. Rămâneți în continuare pentru a urmări celelalte programe ale Express TV Galați Brăila. Bună seara!